Au scormonit băieții de la gândul.info prin debaraua istoriei, se face treaba asta odată la câțiva ani, și au găsit o cutie de pantofi plină cu poze vechi de politicieni. Știți dumneavoastră, când erau și ei ființe umane și nu coborau în sat să sugă sânge și teancuri de bani. E, noi am mers și mai departe și am descoperit povestea din spatele pozelor. Să vedem și, desigur, să comentăm răutăcios, că doar asta știm, niște fotografii. Domnul Mircea Joana are privirea aia tristă pentru că tocmai pierduse președinția clasei după ce un coleg l-a părât că merge la vântul să-și pună ventuze pe spate. Și colac peste pupăză, în aceeași zi părinții i-au interzis să se mai uite la desenele animate cu Mihaela, dragostea mea. Adiță de la Marmură se pregătea pentru examenul practic de cum să fii infect, de la școala populară de barmani și ospătari. Aici tocmai îi scuipase în pahar unui client care ceruse sifon, nu apă minerală. După cum puteți vedea, aici îl avem pe domnul Cristian Boureanu, alături de prima lui freză, o pisică birmaneză. Era deseori folosit de mama sa pe post de pămătuf de șters praful. A trebuit să se tundă după ce un muncitor i-a strigat pe stradă: Angela Similea, te scot fată la un ecler? Asta este prima și ultima oară când Oprișan a fost văzut îmbrăcat în dungi. Tocmai primise primul lui job, manechin pentru costume de morți. Mă rog, a trebuit să-și dea demisia după două zile pentru că morții refuzau să se îmbrace atât de ridicol. Atunci a hotărât Oprișan să devină baron local. Tânărul Carlos Șacalul Pitic se întorsese recent după o serie de asasinate politice reușite în Caracas și Medellin, misiune care i-a dusese porecla moartea scundă. Și de la mic să trecem la mare. Extenuat după mai bine de 8 ore de copiat tema de la colegi, Victor se gândea îngrijorat că Tudor Giurgiu va face un film incendiar inspirat din viața lui. Cu titlul, desigur, De ce mai eu? Cine-i aici? Doamna Udrea? Doamnă, văzând poza asta, îmi dau seama de ce spune toată lumea că acum arătați bine. Păi aici arătați ca și cum libertatea vă refuzase pentru fata de la pagina 5. Ca să nu mai zic că parcă vă lingeați pe bot după patru gogoși și ceruserăți 20% comision din gogoșile tuturor celor care așteptau la coadă. E, domnul Dragnea, omul momentului în PSD. Aici, tocmai primise cadou de la părinți prima lui mustață și fusese însărcinat de partid să strângă cel puțin 100 de morți pentru defilarea de 23 august. Mă rog, nu insist, fostul președinte al României exersa aici poziția care îl va face celebru, într-o rână. Domnul Crin, how do do do? Aici, în perioada în care descoperise că dacă îți lași părul lung nu mai ai nevoie de pernă. Și e perioada în care domnul Crin se revolta deseori împotriva sistemului. De exemplu, să dorm la prânz sau în loc de prânz? Și de ce să mă scol de vreme? N-am nicăieri departe de ajuns. Iată-l și pe domnul președinte, să trăiți. În această fotografie avea 22 de ani și tocmai începuse să rostească primul lui cuvânt. Cuvânt pe care avea să-l termine 10 ani mai târziu la petrecerea unor prieteni. Și, în sfârșit, Neanelu, despre care nu mai spun nimic, pentru că dacă CNA-ul ne-a somat pentru că l-am numit bătrân, sigur ne luăm o amendă dacă l-arătăm tânăr. Așadar, vom spune doar Ion Iliescu, un tip așa și așa.